înțeles ceva? N-am înțeles nimic decât că cred că ar trebui audiată fata, în primul rând, și să facă dreptate, să dea cât mai repede, să nu plece fata din țară. Ați vă dorit un termen săptămâna viitoare? Mai durează? Cred așa, am zis, amânat până pe data de 3. Mai aveți răbdare până atunci? Sperăm să fie bine și să ia atitudine justiția cât mai repede, să nu părăsească fata țara și să fie să facă dreptate. Soția, ca să noi să fie fata acasă la noi și să fie bine. Vă doriți soția o înfruntare? Da, cum să nu, cu familia, să cărim, cum să nu. Chiar oricând, la orice oră, eu consider că această familie nu are inimă. Eu cred că a rupt inima numai la o fată, la două fete și numai și la părinți. Părinții care au crescut-o de la vârsta de 9 luni până la vârsta de 9 ani. Continuați să luptați? Nu ne lăsăm până când fetița nu va fi adusă înapoi și sperăm că să o adoptăm, că ne-a rupt suflet inima din noi la toată familia, inclusiv la fetița celantă. O așteptăm cu drag și mulțumim și numai bine. Și avem încredere în justiție, se va face dreptate.